Începem, da? Dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu o ședință ordinară. În conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A, și articolul 196, alineatul 1, litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului 1907/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Buci în ședință publică ordinară în data de 14 iulie 2022, ore 12, la sediul Căminului Cultural Buci. Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației Grupul Local de Acțiune Locală Valea Totușului, inițiată primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2022, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului legal al Unității Administrative Teritoriale de Comuna Bucium pentru ședința Adunării Generale a Acționarului ASC Compania Regională de Apă Bacău, IESA din 05.08.2022, ora 15, inițiator primarul Comunei. 4 diverse. Domnul președinte. Mulțumim, domnule. Să punem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Proiectul a fost votat în unanimitate. Să punem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Domnule primar, aveți cuvântul, să ne prezentați primul punct din ordinea de zi. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Totuși. Doamne, domnule consiliere, urmarea adresei numărul 96/2706/2022, transmisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Totușului, prin care solicită sprijinul prin plata cotizației anuale la patrimoniul acestei asociații în sumă de 8.500 lei, anunțat acest proiect de hotărâre pe care l-am supus analizei și aprobării dumneavoastră. Vreau să vă informez asupra faptului că în anul 2007, prin hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 35 din 31 octombrie, s-a aprobat asocierea Consiliului Local Bucium la Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Totușului, iar urmarea acestei asocieri a izvorât și obligația de achitare a cotizației anuale. Mai fac precizarea că prin această asociație am beneficiat de proiectul de achiziționare a unui buldo excavator pentru serviciul de gospodărire comunală și mai avem și alte proiecte care sperăm să devină eligibile. Având în vedere aceste aspecte, rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Doamne președinte. Doamne președinte, Comisiei Buget, ce aveți cuvântul? Vreau că în urma studiului acestui proiect, membrii comisiei au fost de acord. Mulțumesc. Înscrie la cuvânt. Dacă nu domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta punctul 2 din ordinea de zi. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre, referitor la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2022. Doamnelor, domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2022 și a fost determinat de următoare considerente. După cum știți, în etapa viitoare avem în vedere dotarea și mobilarea Centrului Integrat Comunitar din satul Bucium, respectiv spațiul situat în sediul dispensarului care în momentul de față nu este utilat. Aprobarea pentru această investiție finanțată în mare majoritate din fonduri nerabursabile s-a dat de către Consiliul Local Bucium prin hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi. În conținutul proiectului de hotărâre am propus repartizarea din suma totală de 350.000 lei, pe care o scoatem din excedentul bugetar al anului anterior, asume de 100.000 lei, cu care ne propunem să amenajăm spațiul reparat, văruit și vopsit, să achiziționăm o centrală și dacă mai rămân bani pentru achiziționarea unei părți din birotică. De asemenea, suma de 250.000 lei am propus să fie repartizată pentru investiția aflată în derulare, extinderea rețea de canalizare în sat Răcăuți, comuna Bucium, județul Băbuc, cu care ne-am propus să achităm servicii de proiectare fază SF-ul, studiul geotehnic, documentația, vizei și întocmirea cărții funciare. Dacă sunteți de acord cu propunerea prezentată, rog aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost întocmit. Doamna președintă. Mulțumim, doamna primar, doamna președintă Comisiei membrii comisiei au dat aviz favorabil la acestui proiect propus. Mulțumesc. Să scrie la cuvânt.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abținere, nu sunt. Mulțumim. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a reprezenta punctul 3 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Bucim pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA din data de 05.08.2022. Doamne și domnilor consilieri, Compania Regională de Apă Bacău SA este operator regional la nivelul a 70 de unități administrative teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului numărul 556 din 29.11.2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale membre, contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Comuna Bucim nu a delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare către acest operator, însă este membru fondator în ADIP, ceea ce înseamnă că toate hotărârile adoptate de ADIP și GRAP trebuie luate cu acordul membrilor. În conformitate cu actele constitutive ale ADIP și respectiv SC GRAP SA și în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie, s-a identificat necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să limiteze atribuțiile reprezentantului legal al unității administrative teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu exactitate limitele între care poate fi existată atribuția respectivă, fiind astfel determinate expres actele sau faptele juridice pe care este împuternicit reprezentantul legal. Având în vedere cele menționate, considerăm că necesară și oportună inițiativa, având ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Bucim în adunarea generală a acționarului SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în care Comuna Bucim este acționar motivat, motiv pentru care propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Doamna președinte. Membrii Comisiei Juridice au studiat proiectul și sunt de acord cu stabilirea mandatului reprezentantului legal al UATE și un mandat cu aviz favorabil. Mulțumim. Înscrie la cuvânt, dacă nu, spuneam la vot și nu este pentru. Mulțumim. Trecem la punctul 4 diverse, dacă sunt înscrie la cuvânt. Nu e probleme de discutat, de plac și de încălzită.